Prezent la conferința de presă organizată de PNL Giurgiu, Ion Matescu, membru în biroul politic teritorial liberal, a vorbit despre situația cu care se confruntă Direcția Județeană de Transport. Beneficiază de sume din ce în ce mai mici, pentru că și bugetul Consiliului Județean este tot mai mic de la an la an, dar încearcă și cu bani puțini să continue repararea drumurilor județene. Și la noi sunt mari probleme și cunosc foarte bine cum doamna Udrea a declarat că la Giurgiu nu dorește să... nu vrea să dea bani atât cât este condusă de un liberal. După cum știm, Consiliul Județean este condus de domnul președinte Beianu. Nu putem să acceptăm, nu putem să stăm cu minele în sân. Trebuie să luăm poziție cu toți, mai ales acum în situația creată între cele două partide mari din țara noastră, PNL și PSD. Și noi suferim din cauza acestei guvernări, pentru că banii sunt foarte puțini alocați și suntem nevoiți să muncim rudimentar. Felul acesta nu ne permitem să punem plombe pe toate drumurile care necesită acest lucru. Nu puteți mai pune indicatoare atât cât ar trebui și pentru treaba asta colaborăm și cu poliția în vederea stabilirii acestor indicatoare rutiere. Dar, din toate aceste fonduri, din puținul acesta, încercăm să ne gospodărim, să facem cât se poate de mult pentru acest județ.